Pentru că mi un în fiecare zi de la fiecare pacient, okay. cumva. Scopul nostru în discuția aceasta este să-i facem pe oameni să conștientizeze cât de important este să nu ajunge acolo. Beau antigel și mi se pare foarte egoist din partea mea să-l am pentru că vreau eu. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod din Pochestul nostru. Pentru cei care veniți pentru prima dată aici pe canal, Pochest este un podcast dedicat animalelor, unde veți afla tot ceea ce vreți și vă doriți și ar trebui să știți despre animaluțele noastre de companie și nu numai. Și pentru asta nu voi discuta singur, ci întotdeauna vom avea alături invitați și în orice fel de invitați, ci specialiști în domeniu, pentru că da, aici vrem să discutăm cu specialiști ca voi să aflați de la specialiști ce informații trebuie să știți, ce trebuie să faceți, ce trebuie să nu faceți. Iar astăzi am un invitat foarte special, Alina. Bună, Alina! Bună, Bună Tudor! Care o să spun și o să, să știți că nu este o greșeală, este doctor-doctor. <laughs> pentru că tu ești și atât doctor veterinar, cât și doctor pentru că ai făcut un doctorat, da. cu o specializare foarte interesantă și foarte necesară, pe ce ți-ai făcut doctoratul? Pe nefrologie și, mai exact, pe hemodializă. Fiți sigur, o să o întreb ce înseamnă asta, nu scapă așa. Uh, și care din 2016 ai terminat facultatea și ești doctor, deci nu de puține ani, deși ești, adică pari foarte tânără, pe mulțumesc, mulțumesc. dar ai o experiență vastă și nu numai atât, dar uh, ai, e deja publicată cartea? Ați publicat o carte la care tu ești coautoare. Da, da. Și e deja publicată. Da, rog, este spunem publicată. Despre. Este o carte de dializă peritoneală care este adresată medicilor veterinari uh -huh. cuprinde cam tot ce trebuie să știi despre asta, de la de ce până la protocoale, la tipuri de catetere, la terapia în sine, ce presupune, cum se face, la outcome, la tot ce ar trebui să știe un medic când vrea să se apuce să facă asta. Asta vreau să zic pentru... un medic pentru că pentru da. altcineva nu -o să, o să înțeleagă, dar deci când v-ați zis că avem specialiști, nu glumeam. Bun, în primul rând, înainte de asta. pentru că, na, da, începem discuția așa. De unde pasiunea asta pentru animale? E clar că e și o pasiune, adică nu ai terminat și profesezi undeva într-un cabinet și cu atâta, adică tu continui, tu ești într-o continuă formă, și predai la da, facultate da. și continui să te, pro, să te specializezi. De unde pasiunea asta? De unde pasiunea? Nu aș putea să spun că Există, nu știu, un loc anume de unde vine pasiunea asta. Mm -hmm. Cred că mi-o iau în fiecare zi, de la fiecare pacient, okay. cumva. Dar când ai decis să te duci, de exemplu, la facultatea de medicină veterinară? Că ai terminat liceul și. După În aia clasa 12 a 12-a. Am avut așa o mică dilemă între medicină dentară și medicină veterinară. Știu că n-au nicio legătură una cu cealaltă. A, aia, deci, iată că a existat o. A existat. Oricum, de mică am știu că vreau să fiu doctor. Deci, okay. asta a fost clar. Deci nu știu ce, dar doctor. Nu știu ce, dar știu că asta vreau să fac. Okay. Și mătușa mea este medic stomatolog, deci, cumva. Am crescut așa cu În chestia mediul. asta, am mă luat cu ea la cursuri, uh -huh. era tipa blondă cu copilul după ea. Okay, cool. <laughs> uh, nu știu, am dat admitere, am intrat la amândouă și a fost o chestie de moment, am zis nu, eu o să fac altceva. A, pur și simplu așa. Pur și simplu. Îmi place că ai, ai dat admitere și l-ai luat pe amândouă, adică... Da, am fost, nu aș spune indecisă, doar că am vrut să am opțiuni, uh -huh, uh -huh. Și mi-am ales ce mi s-a părut mie cel mai interesant și în afară de partea de stomac cu care am crescut cel mai interesant mi s-a părut medicina veterinară pentru că e foarte challenging. De ce? Te întreb pentru cei care, așa cum și eu am vrut la un moment dat să fac facultatea de medicină veterinară. Nu am făcut-o evident, am mers pe alte facultăți, dar nu așa. Te întreb pentru cei care se uită la noi și care își doresc fie că sunt mai mici sau poate sunt chiar în zona aceasta în care își pun întrebări ce voi face. De ce e challenging? Pentru că pacientul nu vorbește. Așa e. Și nu-ți spune ce se întâmplă. Singurele date pe care ți le iei despre ce are sau ce poate avea este ce îți spune proprietarul. Și asta dacă... Și asta e o interpretare subiectivă. Și asta este o interpretare foarte subiectivă, pentru că, nu știu, de exemplu, dacă omul pleacă de dimineață și se întoarce seara, pentru că așa e jobul pe care îl are, nu-ți poate oferi foarte multe informații, el îți spune câteva chestii pe care le vede, nu știu, poate se pare că nu a mâncat într-o zi sau că a băut uh -huh, mai puțină uh -huh, apă uh -huh. sau că a fost mai apatic și din punctul meu de vedere, da, e foarte challenging, pentru că trebuie să știi în primul rând în ce direcție să te duci, ce întrebări să pui, cum să pui problema și mai departe să te gândești despre ce ar putea fi vorba dar le, adică ce ai recomanda Alinei care tocmai a luat ce sfat i-ai da Alinei ca, sau lui Alin, hai ca să spun așa, okay. Alinei, dar Alinei care tocmai a luat examenul de admitere și urmează să și se va duce la facultate, dă-i așa un sfat așa retroactiv. Retroactiv? Să se ducă la cursuri și să învețe. <laughs> deci prezența e Să se ducă la cursuri și să învețe. Știu că sună așa banal, da, să se ducă la cursuri și să învețe, dar sunt foarte multe noțiuni um, care poate le se par plictisitoare uh -huh. în, în primii ani, pentru că în primii ani nu faci practică, faci foarte multă teorie, noțiuni da. de bază, de anatomie, de fiziologie, de fiziopatologie, și... chimie. Mulțumesc, da, mulțumesc, drag, așa. <laughs> uh, fără de care mai departe nu o să înțelegi. Dacă tu nu înțelegi cum, cum ar trebui să funcționeze în mod normal un organism, nu poți să-l repari. Nu o să-ți dai da. niciodată seama care poate fi problema sau care poate fi soluția mai departe. Și nici nu-mi pare genul de facultate sau de cursuri la care să poți să zici las că le învăț eu la sfârșitul. O, nu, înainte pentru de că examen. se adună și se leagă între ele. Uh -huh, uh -huh. Logic. Ok. Medicină. Hai să mergem acum pe specializarea ta. Deci mi-ai spus că ai făcut doctoratul în. Acum? Hemodializa. A, așa. V-am zis că ajungem la punctul ăsta. Ce este hemodializa? Hemodializa este procesul de epurare a toxinelor din sânge, ca să zic așa, mai scurt. Uh -huh. uh, devine o soluție atunci când rinichii nu mai pot să-și facă treaba și mă refer în principal la funcția de filtrare pe care o au, pentru că rolul lor este să filtreze toxinele așa, din organismul voiam, da. nostru. Uh -huh. Și sunt foarte multe situații în care ei nu mai pot face chestia asta. Bine, fac mult mai multe lucruri. Din păcate, da, da, da. dar um, devine o soluție atunci când ei nu mai pot face treaba asta. Nu este o terapie curativă, pentru că nu poate fi o terapie de lungă durată la animale, spre deosebire de oameni. La oameni, de exemplu, chestia asta se poate face, nu știu, pentru luni de zile. Uh -huh. Dar la animale e mult mai complicat, pentru că, în primul rând, animalul nu știe că trebuie să stea nemișcat, că e legat de un aparat, care are un cateter venos central în vena jugulară și că trebuie să stea la terapie 6, 8, 10, 12 ore. Oh. Da. Uh, în cazul animalelor se pretează foarte bine dacă discutăm despre o afectare renală acută. Ce ar însemna asta? O intoxicație. Uh -huh. De cele mai multe ori intoxicație. Um, un proces care survine brusc, nu o boală cronică care a evoluat în timp și... Cumva organismul a învățat să compenseze și să trăiască cât de cât cu ea, dar ajunge într-un punct în care, bineînțeles, nu mai poate să facă față. Bine, nu există alte organe în corp care să poată să suplinească funcția Renal. renală de curățare a sângelui. Asta face, de fapt, mm. rinică. Da. O curăță sângele. Exact. Okay. exact. Și odată ce s-a terminat, întrebare... El, nu e un proces reversibil, adică tu mai poți să recuperezi... Uh... În principiu, când majoritatea oamenilor uh, merg cu animalul la medic și uh -huh. văd că, nu știu, are constantele, parametrii renali măriți, da? și aici vorbesc despre ureie și despre creatinină, dar mare parte despre creatinină, pentru că, de fapt, cam asta testează majoritatea pentru a vedea funcția Ce renală. Este, acum o să te întreb, pentru că uh, în momentul în care te duci, și eu știu că am, am pățit asta cu pisica mea și vedeam niște valori, pe, adică țin minte, eram mic, venea medicul veterinar și mi-a arătat niște bilețele și îmi zicea, uite, aici e foarte mare, că, nu știu, era 3 și valoarea normală e de, nu știu cât, până în 0,9 sau nu mai știu cât. Depinde de mai multe. În fine, ani. deci era oricum, și eu nu înțelegeam, știi? Și acum, evident, nu, nu vom transforma pe cineva în medic veterinar, dar vreau să-i ajutăm să înțeleagă un pic mai bine ce sunt, de exemplu, ce sunt astea. Urea și creatinina uh, pentru animal și care spunem un pic despre asta, dar. Pe scurt. nu, pe înțelesul, pe înțelesul meu, că tu le știi și tu ești doctor, doctor, în chestia asta. Mă spune doctor, doctor. <laughs> Mie Mi îmi place. De, nu sună bine doctor la pătrat, doctor, doctor. Uh, care ce, ce, ce sunt ele și de ce sunt importante până la urmă? Știi? Ok, urea este de multe ori ușor relevantă, pentru că urea este un toxic pe care rinicul ar trebui să-l filtreze, uh -huh. românește. Okay. Da? E logic, dacă el nu mai poate să facă chestia asta, valoarea ureei din sânge va crește. Creatinina, în schimb, este cea importantă. E o proteină în sine, dar ea este un marker care ți arată gradul de afectare renală. Ok. Ea contează. Bine, într-adevăr, este un late marker. Pentru că, odată ce e mărită ca și parametru. E clar că e o problemă deja. E clar că există deja o problemă. Mai există și alte analize care se pot face, de exemplu, SDMAU, care este un early marker, pe care îl poți face și e recomandat să-l faci dacă vrei să vezi dacă există vreo predispoziție, te poate anunța, te poate ajuta uh -huh. din timp să eviți puțin chestia asta, să fi conștient că e posibil la un moment dat să apară o problemă pentru că există, nu știu, o sensibilitate, o predispoziție de rasă sau, și așa mai departe. Uh -huh. Și cam asta e creatinina. De fapt, ea ne spune cam cât de gravă e situația. Uh, se face dializa aceasta, se, pentru că e un, din ce mi-ai spus, e un proces, bine, știu din, de la oameni. Da? E fix că la Trebuie să stai, cum ai spus tu, ore în șir și nu puține, conectat la un aparat care, practic, aparatul acela îți curăță, da. nu, Înțeleg? am da. înțeles corect, îți curăță sângele și ți îl ia, îl curăță într-un aparat și după aceea îl exact. repompează în tine. Da. Uh, la un animal, evident că, nu am fost și cu câinile meu să doneze doar sânge și a nu știu, 200 de mililitri, 300 de mililitri și greu să stea uh, nemișcat. Se face asta în România? Se Există centre de, de dializă și cum? Păi eu lucrez la un centru de hemodializă. Da? Da. Ce bine că te-am invitat. <laughs> eu și cu colegul meu, doctorul Vițalaru, avem un centru de hemodializă la animale. De fapt, primul centru din România. Bă, nu știu de ce, și... dar bănuiesc că nu sunt multe. Nu, nu da. Și asta facem. Ne-am dedicat ultimii ani din. Carieră, ca să nu zic din viață că sună dramatic, pentru asta și cu asta ne ocupăm. Da, este foarte greu. Uh, trebuie să ținem cumva cont și de faptul că majoritatea pacienților care ajung la noi sunt într-o stare critică. Din păcate, majoritatea sunt semicomatoși, stau. Când încep să se simtă mai bine, atunci devine challenging. Uh, uh -huh. Pentru că nu au răbdare, se plictisesc constant, sunt. Doi minim, doi oameni care stau în timpul terapiei cu animalul respectiv, pentru uh -huh. că uh, există posibilitatea să-i uh, ții cumva pe loc cu ajutorul unui ham pe masă, dar prefer să nu fac chestia asta, prefer să-i las să, se, să simtă că au puțină libertate și că nu sunt ținuți cu forța, da. pentru că se plictisesc și trebuie să fii tot timpul acolo, să mânghii, să vorbești, să faci ceva, să te joci puțin. Deci voi cu aveți ei, la să... fiecare. Uh animalul, câte doi oameni care stau aici păi, echipă. Nu o să stea niciun câine, sigur, 8 ore. Da, nu, eu spun asta ca să conștientizez. Adică, eu înțeleg asta foarte bine. De ce te-am întrebat? Pentru că scopul nostru în discuția aceasta este să-i facem pe oameni să conștientizeze cât de important este să nu ajunge acolo. Absolut. Și o să vreau după aceea să te întreb și cum putem sau ce putem să facem să nu ajungem în, în, în situația aceasta. Cam... Câte cazuri aveți? Așa, Câte, cât de răspândită este? Destul de, destul de multe, mai multe decât mi-aș fi dorit, e ciudat spus. Uh, primăvara, există un, un val important. De ce? <clears throat> pentru că oamenii, din păcate, nu-și deparazitează animalele constant, o fac doar vara, nu o fac și pe timpul iernii sau pe timpul toamnei sau, nu știu tot anul, uh -huh. pe parcursul anului și pentru că majoritatea sunt mușca, mușcați de căpușe și ajung să facă boala în sine care se numește babesioză, din păcate aceasta poate să dea și afectare, afectare renală. Asta ar fi unul din motive de ce cumva primăvara e un spike așa uh -huh. pe, pe chestia asta. Dacă multă <coughs> lume trăiește cu impresia că uh, insectele mă rog și căpușele, că vorbim de căpușe cumva cele mai răspândite, pleacă undeva într-un concediu și după aceea vin primăvara, poate mai vin și iarăși, după aia să se duc în concediu. Și iar realitatea confirmă, că asta voiam să te întreb. Divagăm puțin de la subiect, dar e o cauză și atunci poate că nu, așa, nu, nu divagăm chiar Răspuns așa de mult. Răspunsul e foarte simplu. Am avut zile în decembrie cu 15 grade. Da, corect. E temperatura de primăvară. Corect. E Răspunsul scurt da. și la obiect. Da. Nu mai contează, plus că se adaptează cumva, ca orice organism, se adaptează la condițiile de mediu și, hai să fim sinceri. Și aici... am impresia că se adaptează și la insecticide. Da, nu știu, nu vreau să zic da, dar. Nu știu, da. bă, adică nu o spun ca o acuză la adresa nu. Mm. o spun ca un organism, exact ce ai spus, care este confruntat cu un pericol și se va adapta, se va adapta și atunci mm. trebuie să vii cu ceva mai mult, da? Vor exista în. în din întotdeauna. păcate. Și deci de parazitare trebuie, făcută... trebuie? trebuie făcută. 12. De depinde, care e recomandarea de, ta? Depinde de produsul pe care îl folosești. Sunt produse, dacă discutăm despre deparazitare externă, despre produsele, pipetele de tip spoton, uh -huh, da? uh -huh. sunt produse care pot fi folosite lunar uh -huh. sau la trei luni. Okay. Depinde de produsul în sine. Deci, de principiu, oricum ar fi cel mai bine, că acum nu știm cei care se uită la noi, că căței, pisici, mici, mari, așa, să vorbească cu medicul veterinar, dar să conștientizeze Clar. Clar. importanța acestei de parazitări permanente. Și aici pot să spun eu că eu, de exemplu, la al meu am și zgardă și dau și pastilă. Păi cam asta Adică fac mixuri și deja, da, pentru că da. mi-e frică, adică recunosc. Asta recomandăm și noi. Recunosc, mi-e frică nu, de chestia asta. Uh, te... Oricât de bun ar fi produsul respectiv, să nu te bazezi doar pe el 100%, exact. iar în special la câini, da, recomandarea este și zgardă și pipetă. Uh -huh. Ca să fii dublu safe. Revenind acum, deci mi-ai spus că asta este, este o cauză și că aveți cazuri multe. Mai multe. Bine, bănesc că în cazul vostru și al meu și un caz e mult, dar aveți mai multe decât, decât v-ați fi doi. Ai vreo explicație pentru chestia asta, nu știu, nu științifică, e mai degrabă umană, să, să zic, că nu există un studiu bănuiesc, nu știu. Păi, e fix ce am spus și mai devreme. Din păcate, bolile cauzate de către vectori, cum ar fi de către căpușe, de către țânțari, pot să dea în cele din urmă și afectare renală și de aici mai departe se ajunge la treaba asta. O altă perioadă este iarna, în intoxicațiile cu antigel. Acum, din câte am înțeles eu, nu mai are același gust. Era făcut, avea un gust dulceac și când erau atrași de chestia asta, oamenii lăsau bidoanele în garaj, da, 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 da. Nu știu, nu neapărat undeva pe un raft sau ceva, dar ai un câine mai curios, un, nu știu, un beagle, un uh -huh. câine de vânătoare uh -huh, care uh -huh. e obișnuit să caute, să sape, să... și se întâmplă și bea beau antigel. Zim, apropo de chestia asta, ce produse, uite, cum e antigel, da? Adică nu m-aș fi așteptat, e nebun să bea asta, știi? Și uite da. că, da. <laughs> uh. Ce alte elemente, că ne referim la mâncare, la obiecte sau produse, pe care le întâlnim în mod uzual, să zic așa, în casă sau în, în dulap sau în frigider sau în ceva, poate să fie nocive și să, am, și să, să le ținem departe de câini respectiv de pisici. Probabil unele dintre ele sunt acelea și altele sunt separate. Da, în mare parte. În mare parte, acelea. Așa, care, care ar fi o listă de. Păi, pornind de la lucrurile de bază, de la produsele de curățenie, de la detergenți, de la soluții de spălat pe jos, soluții uh -huh. pe bază de clor, toate lucrurile astea clar ar trebui să fie într-un dulap, într-un dulapior da. în care nu au acces, pentru că uh -huh. sunt curioși. Caută. Și v-ați confruntat cu cazuri de astea. Adică știi, da. că de, de, ce, de ce te întreb că eben, poate părea ciudat dar sunt sigur că sunt oameni care zic păi da, cum nu e, că e evident că să nu mănânce câinele detergent de păi da, dar câinele nu știe asta zic, pe de-o parte nu știe și, și, și ai cazoistic adică câinele vă, vă confruntați cu cazuri de genul și inclusiv când faci curat în casă și speli pe jos, trebuie să treacă câteva ore până ca animalul respectiv să poată să aibă acces din nou în camera respectivă. Adică, nu știu, de exemplu, dacă dai cu mopul pe uh -huh. jos și ai un câine mai activ, da, o să vrea să vină să se joace cu tine, să muște de mop, să bagă-mă uh -huh, în seamă, uh -huh, fă uh -huh, ceva. Uh -huh. Pisicile, în schimb, nu fac chestia asta, pentru că pisicile sunt mai simandicoase, aș spune eu. Paranteză, ai animale? Nu am. Nu ai? Nu am. Și o să-ți spun imediat ce vine imediat. Zim de pisici uh, să pisicile Pisicile nu vor, vor face chestia asta, dar pisicile, după ce calcă pe jos, se vor spăla pe lăbuțe. Ah, ok, și atunci automat iau. Uh... Exact, tind uh -huh. să lingă cumva soluția da. respectivă. Nu se vor duce cum e câinele, curios să miroasă să lingă. Miroasă, direct, să lingă direct, da? Dar indirect. Dar indirect uh -huh. se poate întâmpla. Ok, și deci detergenți astea. Plante. Foarte multe plante. Sunt o groază de plante care sunt toxice. Pentru câini și pentru pisici, plante de... Știi că e mitul ăla... De, de fapt, nu, stai, poate că nu-i mit. Uh, chestia aia că dacă câinile mănâncă iarbă, e bine că uh, îi face mm. bine și să-l lăsăm. Știi și Poate că unii dintre oameni se gândesc, domne, lasă că e bine să mănânce plante, că e pe același principiu. Da, nu e. Da, păi... Pe... Nu e, din păcate, chiar nu e pe același principiu. Sunt foarte multe plante toxice, și de apartament, și de curte. Uh -huh. da, nu știu, discutăm de la iederă, la crin, care e o floare, la foarte multe. Crăciunița, de exemplu, de Crăciun, toată uh -huh. lumea își cumpără da, să da, aibă în da, da, da. casă, o plantă de genul ăsta, la foarte multe alimente. Uh, fructe, alimente pe care secondă, noi le mâncăm. La, la, la plante, uh, plantele pe care pot să le am în casă, având câine, pisică, câine și pisică, câine sau pisică, whatever. Uh, de principiu recomand să nu am plante sau există plante pe care aș putea să le am, cum e, nu știu. De principiu recomand să nu. Să nu. Adică să mai nu. bine să fim safe. Mai bine să fim uh -huh. safe, da. Deși foarte mulți oameni vor spune, "Ah, câinele meu nu e interesat, nu mănâncă, nu nimic, nu-i de unde să știi. E suficient să o fac odată. E suficient să o fac odată și odată e enough. Da, și mai ales dacă o face, adică sigur o va face când nu ești acasă și poate să mai treacă câteva ore până când ajunge acasă, și din și am ce... avut destul de multe cazuri. Și câteva ore pot face diferența între viață și moarte. Absolut. Ca în orice fel de intoxicație, fie că e la oameni sau că e la animale, există un timp critic imediat post ingerare în care ar trebui să acționezi. Din păcate, dacă tu ești plecat la muncă și ajungi seara și vezi planta puțin ronțăită și pe el puțin apatic, de cele mai multe ori deja au trecut cumva perioada aia critică în care să spunem că procesul ar putea să fie cât de cât reversibil. Cam estimativ. Bine, de, de, depinde, depinde de, de, de toxic. Talie, de... Depinde de toxic, dar uite, de exemplu, dacă revenim din nou la antigel, că uh -huh. asta e cea mai comună. Uh, Serios? Da? Iarna. Ah, da, iarna, da, da corect. Că... Uh, primele șase ore sunt critice Ok. Pentru că, uh, pe urmă, se produc niște procese. Ireversibile. Exact. Da. Deci, a, a, antigel, curățenie, plante. a început să-mi zici de alimente. De zim, alimente, zim niște da. alimente. Foarte multe fructe. Strugurii, de exemplu, sunt toxici. De ce? Pentru că conțin, au niște compuși pe care organismul lor nu-i pot metaboliza uh -huh. așa cum o facem noi. Ciocolată, de exemplu, cred că știe toată lumea că mm. ciocolată e toxică pentru animale. Nu vrei să-ți spun că mi-au. Mi aproape ostentativ eu am mai făcut niște materiale despre alimente avocado ciocolată, alcool, alcool na, și s-au am avut puține într-adevăr, dar câteva persoane care ziceau Ai, mă, că eu am dat ciocolată milca la câine și n-a avut nimic A, și în gândul meu, din păcate, din fericire pentru tine că n-a avut nimic, dar sper să nu, deci Exclus ciocolată, exclus, așa ziceam, de fructe. Pentru că, uite, asta de exemplu, asta cu fructele e tricky. Da, este. Pentru că. Sunt fructe ok. Da, tendința este, păi dai, și eu mai folosesc care compense, să zic, morcov sau ceva de genul, care e ok. E super ok. Da, sau uite, vara, de exemplu, pepene, roșu, fără sâmbure, la rece, știi, ca să, să se mai răcorească. Dar, spunem. Hai să, să, să vedem un pic, mai mai din, din fructe, să ne um, ferim. În principiu, cam toate fructele care au sâmburi, pentru că la majoritatea, de fapt, sâmburele este problema. Ok. Aș putea deci mărul, de exemplu, dacă îl dau să-i să scot Fără sâmburi să -i, să -i scot și fără cotorul. coajă. Și, da. și coaja. Și fără coajă, uh -huh, în uh -huh. principiu. Cred că aș putea să-ți spun mai degrabă fructele care pot fi administrate, că Even lista better. e mai, da. mai așa, scurtă, așa, ca să așa, zic așa. Așa, zim. Banana, e super iubită și adorată și Bun. super permisă. Ok. Uh, măr, ca ai spus da, tu, de da. măr, mai devreme, din aceeași categorie și pară, dar tot așa, fără sâmburi. Fără sâmburi și coajă. Uh, pepene, cum ai spus tu mai sambur? devreme. Dar și fără, fără coajă. <laughs> Bine, și fără coajă. Hai <laughs> să menționăm că da. <laughs> așa. Uh, legume, ardei, uh -huh. gras. Uh, morcov, care iar din nou e top listă, da, majoritatea da. la doră și e super ok. <coughs> poate puțin brocoli poate puțin o conopidă, uh -huh. dar nu știu, asta e tot ce-mi vine așa la prima chestie în cap. Uh, nu cireșe, uh -huh. nu mâncarea pe care o mâncăm noi, mâncarea care e condimentată, nu mâncare gătită, în general. Bine, dacă, dacă într-adevăr vrei să-i gătești... Adică dacă, uh, da, dacă vrei să-i gătești, îi gătești lui, dar exact. nu îți faci ție și îi dai și lui. Nu, da. nu, Ia. nu. Pentru că tot ce mai punem noi uneori, nu știu, ceapă, usturoi, sunt toxice. Ceapă, usturoiul? Da, condimentele da. sunt toxice pentru ei. Ce uh -huh. folosim noi, on a usual basis. Sare, piper, mai punem da, nu știu da, ce... Da. Exclus, exclus. Deci, regimul alimentar e foarte important. Este. De fapt, asta cumva uh, a, 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 anticip, a anticipat foarte corect ceea ce pe ce vrem să ne concentrăm și pe ce vreau să ne concentrăm, pe ce pot face oamenii pentru a nu ajunge în asta. Dar înainte, să știi că eu nu uit și puteți să dați înapoi, ai spus că o să-mi spui de ce nu ai câine sau pisică. Îmi doresc din tot sufletul meu. Să ai timp. Să am timp. Dar nu am. Pentru că plec de dimineața și mă întorc seara. Și ar însemna să îl am ca să-l las să stea singur și să n-am timp de el. Și mi se pare foarte egoist din partea mea să-l îl, îl am pentru că vreau eu. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Nu numai că înțeleg, ai rezumat perfect atitudinea unui iubitor de animale responsabil. Pentru că trebuie să înțelegem. Că animalul implică o responsabilitate de timp, Enorm. de îngrijiri medicale, veterinare, chiar și de check-up din când în când, periodic, o cheltuială da, este, financiară, da. inclusiv dacă vorbim doar de mâncare sau de whatever, de transport. Și da, dacă la sfârșit când tragi linie vezi că tu de fapt nu ai timpul necesar, poate nu ai resursele financiare necesare, poate Absolut. nu ai disponibilitatea Spațială necesară, etc., de a, de a avea un animal, chiar dacă și nu cred că cineva ar putea să nu-și dorească, mai ales ca tine, să nu-și dorească un animaluț să-l aibă, ajungi la sfârșit și faci calculul și zici, nu, aș fi prea egoistă și asta da. mi se pare o, o abordare super responsabilă și te felicit pentru asta, Mulțumesc. pentru că asta este. Și eu îmi dau seama de eforturile pe care le fac eu cu al meu. Adică... Presupune timp, presupune multe lucruri. Da. Să fii atent la el, să vezi ce nevoie are, să te gândești dacă poți să-i satisfaci nevoile astea, să te gândești, ok, bun, ce fac dacă se îmbolnăvește? Îmi permit să-l ajut? Uh -huh. Și nu mă refer aici numai la partea financiară, mă refer la poate un tratament de care are nevoie, care trebuie administrat, nu știu, de două ori, pe zi de trei ori, pe zi de patru ori, pe zi ești acolo să-i dai medicamentele, să-l observi dacă e ceva neregulă, dacă... dacă... Sunt foarte mulți factori care contribuie la chestia asta și plus că e nevoie de timp și m-ar durea sufletul să știu că e acasă, singur. Nu, 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 nu vreau să fac asta. Exact, vreau să te întreb, este bine sau, mă rog, recomandat, nu știu, e permis, e bine ca stăpânul să fie sau stăpânii să fie alături de uh, animaluțe la, când, când trec prin tratament acolo la dializă? Um, nu e recomandat. Okay. Nu e recomandat deoarece, în primul rând, pentru proprietar e un. Uh, e greu. E un impact emoțional foarte puternic, extrem de puternic. E um, iar deși majoritatea zic nu, aș vrea să fiu lângă el pentru că e mai calm cu mine nu e așa îl, 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 îl agiți da. pentru că e câinele tău pe care l-ai de o viață, care te simte căruia îi transmiți toate stările tale și se va agita va vrea să țară în brațe, va vrea să vină către tine și nu, nu va funcționa așa cum uh -huh. ne dorim noi prefer să fie relaxat, să fie liniștit să poate să-și ducă terapia la capăt pentru că repet este terapie destul de complexă ca să se poată întâmpla toată treaba asta, la fel ca și la oameni, ei trebuie să aibă un cateter venos central, care să fie pe o venă centrală, de calibru foarte, foarte mare. Accesul vascular e important. Dacă el se agită și vrea să sară... Unde ar fi asta În vena jugulară la câine. Da, da. Și e important să fie calm, să fie cât mai liniștit și uh -huh. să nu simtă prezența proprietarului, pentru că se va agita foarte tare. Și pe proprietar îl va afecta toată chestia asta, că nu e ușor. Uh, care este uh, rata de succes, să zic, a unui astfel de tratament? Depinde foarte mult când a venit pacientul. Uh -huh. Dacă a venit în... Nu știu, să spun așa. Primele ore. În, în momentele acelea, de, momentele lapso, acelea critice, de câteva ore. Da. Critice, da. Uh, șansele de recuperare sunt. Hai să nu fiu egoistă, să zic 100%, la 100% dar sunt de 80%. Okay. Da? Pentru că intervin foarte multe chestii pe parcurs. Uh -huh. În funcție de patologie pot să intervină tot felul de modificări. Da. Uh, cu cât trece mai mult timp, cu atât e uh, mai complicat. Scad șansele. Exact. Uh, dacă se acționează imediat, șansele sunt destul de mari ca animalul să se recupereze la un moment dat, în cele din urmă, complet. Uh -huh. Și zic la un moment dat, în cele din urmă, pentru că după ce se întrerupe dializa, va avea oricum o perioadă destul de lungă de terapie și de monitorizare, chiar și acasă, cu suplimente, cu medicamente și așa mai departe. Cu cât trece mai mult timp, cu atât. E mai complicat pentru că risca să rămână cu o boală renală cronică, care va trebui menegeriată acasă, de către proprietar, din dietă, din suplimente, din suport, din recontrol și așa mai departe. Deci. Câini-pisici, e vreo diferență? Câini-pisici, din ce punct de vedere să fie? Vreo Al cazuisticii. Mai mulți câini. Mai mulți câini. Mai mulți câini, mm -hmm. da. Mm -mm. Pisicile nu sunt la fel de entuziasmate. Sunt curioase. Da, da. Dar nu sunt la fel da, de entuziasmate. Da, 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 Câinele da, da. vine, miroase, vrea de toate. Se... Da, da, da. Pisicile sunt puțin mai reticente. Ok. Și există anumite rase de câini care au... Uh, mă rog, nu știu dacă de apărat predispoziție dar care au, de fapt da nu, care au predispoziție la astfel de boli uh, pentru că știu, adică sunt rase care au tot felul de probleme și mă gândesc că poate spunem tu dacă uh, se aplică și și, și complicațiile la, și la, okay, și, la să și la pisici ok, hai să zi un pic um, în principiu um, rasele de pisici cu blana mai lungă da? Persoanele, okay. uh -huh. de exemplu, pisica persoană um, este predispusă la boală renală polichistică. E o boală a lor de rasă, pe care 90% o vor face. Mai devreme sau mai târziu? Serios? Da. Sunt bolile lor. Um, din aceeași categorie. Cumva și tot ce ține de British short hair, exotic short hair. Dacă discutăm despre câini, șarpei stai, 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 sunt prediscusi. Stai, stai. Până, 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 până la câini. Uh, și ce pot face uh, posorii de pisici? Uite, are cineva un o persoană. Tocmai am aflat că 9 din 10 șanse sunt să aibă. Ok, ce fac eu? Cei care au persoane sau. Păi, primul lucru și cel mai important este să mergi la medicul veterinar în mod regulat. Uh -huh. Ce înseamnă în mod regulat pentru tine? Pentru sau, mine. Pentru, <laughs> pentru, nu, pentru un. un uh, ok, pers dacă discutăm despre uh, un animal care teoretic nu are niciun fel de probleme, da? Și e un animal sănătos. Ca să Discutăm de o persoană sau de un. Uh, ideal, de două ori pe an. Uh -huh. Mi se pare decent, da? Să-i faci un set de analize de sânge, o ecografie. Chiar dacă nu are nicio problemă, mai ales dacă știi că tu deții o rasă predispusă. Da, asta te întrebam. Deci nu te duci doar așa bună ziua bună ziua am venit, ci. Nu. Un check-up com exact, check complet. Exact. Un check-up complet. Iar pe urmă, dacă discutăm despre uh, boala în sine, asta o să stabilească medicul veterinar în funcție de. Uh -huh. Na. Cât de avansată este sau nu treaba. Și la căței? Și la căței, um, șarpeiul este predispus la o boală renală care se numește amiloidoză. Um, uneori, aici nu pot să spun neapărat de o predispoziție de rasă, dar o predispoziție de comportament bigălii, pentru că sunt niște, de fapt, cam toți schine de vânătoare. Mm -hmm. Pentru că sunt curioși. Um, și mai mult de atât nu știu dacă văd cârtițe sau alte chestii prin grădină, prin dezastru, am avut cazuri mm -hmm. um, nu știu, așa cum de exemplu îți iei un ciobănesc german și știi că e predispus la displazie de șold, de fapt toate rasele mari sunt predispuse da, la da, da. bol da. de genul acesta așa fiecare rasă în sine are câte o predispoziție dacă discutăm despre un animal de rasă și ar trebui să-ți faci puțin temele înainte, să-ți iei un animal de rasă. Ce, ce ar trebui să facă cineva care uh, se uită la noi și uh, își dorește un câine sau o pisică, uh, pe lângă acea analiză de care ai spus tu. Uh, ok, de sânge. A, a, nu, 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 analiza introspectivă, adică am a. timp, pot să mă ocup, pot să, pot să, pot să și când ajungi că, domne, pot, pot. Uh, ce ce sfaturi le-ai da? Uh, Oamenilor. Păi, în primul rând, să se gândească dacă vor un animal de rasă sau nu. Și deci, dacă vor un animal de rasă, să se gândească de ce. Uh -huh. De ce? Dacă vrei un animal de rasă doar pentru că e frumos și nu știu, arată într-un fel, pentru că acum sunt din ce în ce mai problematici, sunt făcuți să arate mai Disney-like, botul cât mai turtit, ochii cât mai mari, uh, vor avea mai multe probleme. Așa, poți să iei un animal de pe stradă, ca să zic așa, în propriu zi, și să-i să dai o șansă reală. Și culmea s-ar putea chiar să aibă mult mai puține probleme decât un animal de rasă, pentru că sunt foarte multe boli la care nu e predispus, că e metis și până la urmă sună foarte urât, dar e un organism adaptat, <laughs> nu va fi la fel de sensibil ca un, nu știu, pisică persană, da sau ca un. Um că sunt foarte la modă, bulldog francez. Nu știu, ar trebui să te gândești foarte bine la chestia asta. Dacă îl vrei doar pentru că nu știu că e frumos și că arată bine sau că e la modă, că tot felul de rase la modă. Sunt perioade și perioade. De exemplu, așa că ai observat acum, nu se mai găsesc dalmațieni. Exact. Nu mai sunt la modă. Da. A fost o perioadă în care era explozie. ți minte, adică au apărut filmele după care a apărut explozia de dalmațieni, iar pentru cine nu a avut sau nu știe ce înseamnă un dalmațian, <laughs> documentați-vă. După care, în, mai ales în Statele Unite unde a fost nebunie, da. s-au umplut adăposturile de dalmațieni, abandonați de cei care și-au luat fără să se gândească și doar pe, exact ce spuneai tu, Dar e la modă. Și după aia își dă seama că nu și la pantonează, ceea ce înseamnă o traumă, Adică, este. Iar adăposturile și aici, exact, ce spui tu de, de ăștia de stradă. Adăposturile din toată țara sunt pline ochi de câini. Și atenție, și metici, dar și de, adică, și de ras, să zicem, fără feligri. Da, care așteaptă doar să fie să atâta, să se să, să, să iubească, nu știu. să, să fie Eu iubiți. am fost pe punctul de a mă duce să adopt. Dar mi-am băgat mințile în cap, am zis nu, 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 că nu vreau să-l las singur și nici nu am cum să-l iau cu mine mm. tot timpul. Și găsisem un amstaf. Era pui, avea, cred că, un an și era atât de, nu știu, de entuziasmat, așa, și mă și mi se rupea sufletul, zic, doamne, nu pot să cred că cineva, cineva, te-a lăsat pe tine pe stradă. Și era un câine atât de, nu știu, Bun și mic și pui și dădea din coadă la orice. Am să-ți spun eu, uite, de exemplu, în București, în adăposturile din București, unde sunt aproximativ 1000-1200 de câini, în funcție de. fluctuează numărul, mm -hmm. evident, cam o treime din ei sunt cedați, care este o formă de abandon. Adică, în loc să-i dea drumul pe stradă, se duce și îl lasă. dar și am, a, am ajuns în adăposturi și nu doar în București, dar și prin țară și sunt câteva cazuri unde mă uitam la câine și întrebam, de ce, ce, Păi da, a fost lăsat de două zile și se uită spre poartă și așteaptă să-i vină... să îi vină stăpânii. Să-i vină stăpânii înapoi. Și există, există... și astfel de lucruri. apropo de, 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 de discuția de rasă, iarăși poate puțin pe cazuistica voastră, pe experiența voastră, care e ponderea între câini de rasă comună și câini de rasă care vin la tratament? Hai ca să vorbim așa, în uh, estimativ. Mai mult cei de rasă. Considerabil mai mult, adică mm. 51 la 49? <laughs> Hai să zicem un 60. 60. Un okay. 60. Uh -huh. Cam așa. Mm, aproape în mod egal, dar preponderent cei de, de rasă. Pentru că, a, așa cum spuneam și mai devreme... Uh, au niște particularități uh, și niște predispoziții. De rasă. Plus că mai există și discuția, e o discuție în care eu nu vreau să mă fac o detest. Depinde și de unde a fost luat. Dacă a fost luat dintr-o canisă sau dacă a fost luat de pe internet. Și aici e cumva un uh, red flag. Uh, în ideea în care proprietarii de animale sunt proprietari de animale, iar crescătorii sunt crescători. Un proprietar de animale nu e crescător. Crescătorul știe ce face. Proprietarul de animal nu știe ce face, și dacă, nu știu, are un câine frumos și l-a mai găsit pe vecinul cu un câine frumos și se gândesc ei așa, să facă ei um, un business din asta, a? e o idee proastă, care va merge prost. Dacă se gândesc să facă un business, clar e o idee proastă. Acum, bune, aici delimitez eu, cumva, dar asta e o delimitarea mea personală. Între, cum ai spus tu, vecinul cu vecina, așa, și au făcut pui și au șase pui, unul ți-l dau ție, unul dau lui, unul e așa și am împărțit. Bine, asta pleacă de la mitul ăla cu să facă cățelul măcar o dată pui. Morim bine, urăsc discuția asta. Da, așa, da, care e un mit din o mie de motive, da? Deci nu trebuie să facă cățelul măcar o dată pui, merge și sterilizați căței rapid și pisicile. Deci da. am auzit de, fac o da. paranteză, am auzit de o pisică care la, la, la șase sau la șapte luni a făcut pui. Păi? Deci mi se pare, în fine. Revenind. Deci aș face o distinție între aceștia și cei care, exact cum spui tu, fac un business și care în momentul în care optica este de business și nu de crescător care iubește, uite, eu, exact. eu iubesc boxerii și am mai nou malinoa. Păi eu dacă, Vai, dacă am boxer sau malinoa și vreau să fac o crescătorie și să îi cresc, păi da, am grijă de fiecare element, tot. Mă consult cu tine, mă consult cu un nutriționist, mă consult cu, știi, de cu toată lumea. E, cei care fac business, și care mulți sunt pe internet, deși sunt da. și crescători pe internet, care, mă rog, sunt. Au, au. adică le, le găsești, da, da, da. așa, acolo e problema, exact ce spui tu. E o mulțire aproape necontrolată și anormală. Exact, exact despre asta este vorba. Și de aici apar și anomaliile genetice, apar și bolile genetice și tot felul de probleme. Adică sunt cazuri în care. Vin cu animalul la noi, animal care are câteva luni, de exemplu, da? nu știu, șase luni până într-un an, și află că au displazie renală, ceea ce este o boală renală în principiu incompatibilă cu viața. Ce înseamnă displazia? Adică, displazia știu ce înseamnă osoasă, că o soasă, adică o știu de la boxerul meu care avea dublă displazie. Renala ce înseamnă? Sunt niște modificări de structură a rinichiului în sine. Rinichiul el, ca, da. ca structură. Aha. Da. Sunt niște modificări structurale atât de severe încât el funcțional nu poate exista. Modificările structurale sunt atât de severe încât... Și asta nu, nu vine ca o întâmplare, ci asta vine din forțarea vine înmulțirii din necontrolate și în. Da. Mă rog, nu mai zic în toate cele fel ca să obții cât mai mult profit și ca să cumperi. De cele mai multe ori, da. Rare, rare sunt cazuri, nu știu, unul la un miliard care să fie just a happening. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dar de cele mai multe ori, da. Din cauza asta. Deci, ce le-ai recomandat celor care vor să-și iau un câine de rasă, să spunem? Să se documenteze foarte mult înainte da? Ce fel de animal este, ce fel de comportament are, de ce are nevoie, de cât spațiu are nevoie, de ce tip de mâncare are nevoie, pentru că în funcție de rasă, rase, nu știu, de câini mari care au un aport energetic necesar, energetic, mult mai mare spre deosebire de un bișon care uh -huh, stă cana uh -huh. pe canapea și se bucură, adică uh -huh, nu uh -huh. aleargă foarte mult și așa mai departe. Uh, dacă mi-l permit financiar, că și, da, chiar, din păcate e o problemă urâtă, dar e o problemă reală, real. dacă mi-l permit emoțional, ca să zic așa, dacă cred că o să fiu capabil să fiu alături de el, să am grijă de el, uh, și dacă răspunsul e da, 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 da și îl vreau că mi-l doresc de mic, am visat uh -huh, să am un uh -huh, de când uh -huh, eram copil, uh -huh. da, ia l pentru că atunci cu siguranță îl vei iubi așa cum și merită. Ei de la un crescător autorizat. Și îl iei, da, de la un crescător autorizat. Dar nu vrei tu mai degrabă să adopți unul? <laughs> îmi place, îmi place că ai, am simțit că o să mergi în zona asta și mă bucur, adică mă bucur foarte mult eu, uite, am avut câini de la patru zile de când am venit de la maternitate și m am găsit un boxer acasă, așa mi-au povestit, nu mai țin minte, dar oricum el a fost și ponei pentru mine, a fost tot, să dai seama. Așa. Uh, și până astăzi, eu nu mi-am cumpărat în viața mea un câine. Deci toți câinii, dar știi cum, așa, s-au aliniat stelele cumva și au ajuns în viața mea pe diferite căi la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Adică unul trebuia să meargă să fie omorât și a ajuns la, mă rog, la mama mea și după aceea la mine. Uh, unul de la un prieten, unul de acolo unul de acolo, unul deci... deci eu nu mi-am cumpărat uh, pe unii chiar i-am ad adoptat că n-au avut pedigri chiar dacă erau boxer sau uh -huh. alte alte nații de, de, de genul ăsta și acum trebuie să te întreb pentru că uh, ești mai degrabă câine sau pisică? Nu este o întrebare corectă E și și <laughs> cred că câine Crezi? Cred. Zim, dacă ai avea o pisică, ce era să... Ar fi un sfinx. Sfinx? Un sfinx. Dar are un Tocmai. <laughs> Care e sfinxul? Hai să văd, te-ai documentat? M-am documentat suficient să știu că nu pot avea grijă de un sfinx. Dar zim sfinxul, cum a apărut? Cum a apărut? Ei, uite aici, cred că mă bați puțin. De unde e sfinxul? Din Egipt? Nu. Nu e din Egipt? Din Canada. Din Canada. Știu exact cum a apărut Sfinxul. Yeah. Gata, mi-am adus aminte. Uh, a fost conceput special să arate așa. Sfinxul exact. nu. Am avut un moment. Da, 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 da. Mea, da, 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 așa, da. Așa, așa, așa. nu este pisica aia egipteană pe care o crede toată lumea. Sfinxul a fost conceput în laborator, cumva, sună exact, urât, dar așa da, a fost. În, anii 70, în Canada, da da, 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 da. a fost o combinație între câteva rase ca să iasă exact. să, să ia așa. Și deși se spune că nu are păr, are o așa are. cum are, are o peliculă fină de puf. Da, cum are, zi, piersica. Da. așa da, foarte, da, foarte puff, fin. Ok, Sphinxul și la câini? Și la câini. Hmm. E complicat aici. Un Boston Terrier. Ah, ce tare! Un Boston Terrier. Care-i supra cum, cum, se numește? Hai că trebuie să te testez. Cum, nu, care nu este, te -sta. care, cum se mai numește Boston Terrier? Vai, mă fac de râs. Nu, ai. Serios. Mă fac de râs. Nu, cred gentlemanul uh, american. Gentleman. Pentru care are chestia așa un da, ca un papion ca un papion. Dar ca un... sunt foarte mișto. Îmi plac, îmi plac. Bine da. mie toți moloșii îmi plac și astea sunt, sunt. Și mă doare smart. sufletul apropo de ce spuneai cu nebunile astea cu buldoci francezi. Adică voi știți. Nu se rupe sufletul. Uh, da, sunt țări din ce în ce mai multe în Europa, care s-au civilizat și au interzis această rasă. Au interzis această rasă la modul de uh, comercializare, uh, breeding, au... Uh, Norvegia? Norvegia, uh, știu... uh, Norvegia, Elveția... Și buldogul englez a început. Și buldogul englez. Uh, și sunt scoși din toate reclamele, de pe toate uh, fișele astea, uh -huh, publicitare, uh -huh, uh -huh. Uh, companiile de hrană, de exemplu, care își fac reclamă sau reclame, nu știu, copilul se da, joacă da, cu câinele, da, da. îi dă un trit, nu știu ce, nu mai au voie să folosească rase brahicefalice, nici câini, nici pisici. ok um, Uite, asta nu știam, dar mi se pare... Adică... Și mai sunt și companii aeriene care nu acceptă un animal brahicefalic la transport, la cală din cauza riscurilor de de, de pe că ar putea să din cauza o, acestui o, bă, sindrom respirator care da. poate să apară Uite, și am chiar am avut un caz acum 2 ani de zile cu niște oameni care s-au întors din altă țară cu buldogul francez, un buldog francez, un gri închis așa, spre negru. Uh -huh care a stat în avion, la cală, într-o cușcă, două ore, bulldog francez, repet, brahicefalic, închis la culoare, la cală, la 40 și ceva de grade. Că logic, la cală nu, este, la, la cală, cală nu e aer oamenii condiționat. Oamenii trebuie să conștientizeze că în avion uh, temperatura pe care o resimțim noi ca pasageri este cu aer condiționat. Exact. La cală, la bagaje, nu se bagă aer condiționat. Nu, dar deci, motoarele da, 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 și așa da, mai departe. Da, da care din păcate nu a avut un, ca să zic așa, un prognostic favorabil. Uh, s-a decompensat foarte tare. Mai întâi a debutat cu un sindrom respirator destul de urât, nu putea să respire, se cianoza. Bineînțeles că lui nici anatomia nu i permite în mod normal da. să respire prea da. bine. Și de aici mai departe o Și cascadă nu de, să de să nu, subraviți. din păcate nu Deși oamenii au făcut au fost de bună credință. Da, au fost de bună credință, dar da. Da. Și tocmai de asta, repet, sunt companii aeriene care nu. Uh -huh. Nu acceptăm. Ok. Uh, avem aici așa o mică tradiție la, în final de, de podcast. Uh, am vorbit de câine, am vorbit de pisici. Acum imaginează-ți că am avea aici peștișorul de aur pe care l-ai prins. Și poți să spui o dorință. Și nu, acea dorință nu poate să fie să mai ai încă 10 dorințe. E o dorință. -a zis, să zicem că ai putea să faci ești omnipotentă, poți să faci orice vrei ce ți-ai dorit cel mai mult pentru pentru aceste animăluțe pentru lumea asta, animalelor în care suntem și noi și dacă ai putea să faci orice așa uite când aș pocnești din orice. degete și să se întâmple acum, să se schimbe ceva sau să apară ceva, sau să dispară ceva, nu știu, ce vrei? e tu. o chestie foarte simplă și banală să nu mai trateze ca pe niște jucării și să înțeleagă că sunt la fel ca și noi, un organism. Și că funcționează la fel, au tot, tot irinic, tot o inimă, tot un ficat, e la fel. Dacă e câine, nu înseamnă că e diferit. Și au și sentimente. A, oh, da. Foarte frumos. Uh, nu, nu știu dacă reușim. E banal și nu în același timp ce ai spus. Uh, și cred că e foarte important și de la asta că pleacă, ar trebui să plece orice abordare vis-a-vis -vis de o ființă vie. Pe care, cu care conviețuiești pe planeta asta o perioadă de, de timp. Uh, și noi asta încercăm să facem aici, să ne aducem o mică contribuție, să ajutăm oamenii să ia niște decizii mai bune, astfel încât poate să zică ok, momentan nu e, nu e momentul, cum e cazul tău, să intru în zona asta, pentru că nu vreau să fiu egoist sau egoistă. Uh, Poate, sau dacă am să știu ce să fac ca să nu ajung să te vizitez decât în cazuri fericite și mă bucur foarte mult că există persoane ca tine, că există persoane ca voi care ați mers pe ceva ce nu exista înainte, dar de care este nevoie și vă felicit pentru asta Mulțumim. și mă bucur foarte mult și te aștept și vă aștept să, să venim și să, să mai discutăm despre lucrul acesta în în podcast. Sper că te-ai simțit bine. Mai ai simțit foarte bine. Mulțumesc okay. de invitație. Mă bucur, mă bucur că ai venit. Dragi prieteni, acesta a fost episodul nostru. Pentru a fi la curent cu toate noutățile noastre și ați văzut, avem în fiecare episod noutăți și informații noi și interesante, apăsați pe subscribe, link și un. acolo pe clopoțelul acela ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Până la întâlnirea noastră următoare, mulțumesc!